Teatru Național Radiofonic. Tot ce veți auzi, să știți că e doar amintirea mea. De aceea poate totul va fi cam încălcit, cam sentimental. Mă numesc Tom Wainfield, am 31 de ani și am fost marinar în flota comercială. Lângă mine e mama mea, Amanda, și sora mea, Laura. Va mai apare și un tânăr, Jim, dar asta mai târziu. Mai există un al cincilea personaj, tatăl meu, dar el nu apare decât în fotografia atârnată pe perete. Ne-a părăsit de mult. Era telefonist, dar într-o bună zi, atras de depărtările necunoscute, și-a lăsat telefoanele baltă și-a plecat în lumea largă spre libertate. Ultima oară când am avut vești de la el a fost sub forma unei ilustrate care conținea doar două cuvinte: bună ziua, la revedere. Și nicio adresă. Poate ați vrea să știți mai mult, dar... Tom! Da, mamă? Nu începe masa până nu vii și tu. Bine, mamă, vin. Nu cu mâna pune. Ajută-te cu o bucățică de pâine și nu te grăbi. Mestecă încet. Da. Dă răgaz glandelor salivare să saliveze. Din pricina ta am fulec atât de repede să scap de privirea asta cu care îmi urmărești fiecare bucătură. Nu tai orice poftă toate discuțiile astea. Temperament de vedetă la Hollywood. Cine ți-a dat voie să pleci de la masă? Vreau să fumez. Fumezi prea mult. Eu mă duc să aduc compotul, mamă. Nu, Laura, nu-l aduc eu. Astăzi tu ești prințesa, eu sunt sclava. Lasă, toți sunt în picioare și... Nu, te rog să așezi la loc. Când au să vină pețitorii, vreau să fii proaspătă și frumoasă. Că nu aștept niciun pețitor, mamă. Draga mea, când aștepți mai puțin, atunci te pomenești cu ei. Până oară mi-aduc aminte cum într-o duminică după amiază la noi la Blumantă... Știm ce urmează. Lasă, nu nimic, lasă să spună. Dar pentru a câta oară? Dacă îi face plăcere. Într-o după amiază la noi la Blumantă, mama voastră a primit în vizită 17 cavaleri. Și ce, puteai vorbi cu toți deodată? A, posedam la perfecție arta conversației. Sunt convins. Fetele din vremea mea știau să poarte o conversație. Nu era de ajuns să fii frumoasă. Trebuia să ai temperament, rafinament, inteligență. Și cam despre ce vorbeați? Despre toate evenimentele importante în lume. Aha. Cavalerii mei erau cu toți băieți de familie bună. Printre ei erau și câțiva tineri plantatori de vază din delta Mississippiului. Plantatori și fii de plantatori. Era tânărul Laughlin, campionul, cum mi se spunea, care mai târziu a ajuns vicepreședintele băncii plantatorilor. Da. Era Hedley Stevenson, care s-a necat în Moon Lake și și-a lăsat nevasta cu acțiuni în valoare de 150.000 de dolari. Pentru erau frații Cătrir, Wesley și Bates. Bates era unul dintre cei mai eleganți cavalerii mei. Într-o zi s-au luat la ceartă cu nebunul ăla de Wantright. Au tras unul între altul cu pistolul în fața cazinoului. Bey s-a ales cu un glonț în burtă și a murit în ambulanță. O, și el și-a lăsat văduva cu o situație frumușică, cam 8 sau 10 mii de pogoane. Dar se căsătorise cu ea mai mult de ochii lumii, fiindcă fusese refuzat de alta.
Pe nevastă s-a n-a iubit-o niciodată, fotografia mea o avea la el când a murit. Oh, era un tânăr frumos, spiritual, se prăvădeau fetele după el, îl chema Fițiu și era din Green Country. Green Country, dar ăsta ce a mai lăsat nevestise? Nu s-a însurat niciodată. Dintre cei citați, e singurul supraviețuitor? Mai târziu a emigrat în Nord, unde a făcut o avere colosală. Oh, când te gândești că aș fi putut să fiu doamna Duncan Fițiu. Dar uite că l-am cules pe tatăl vostru. Mamă, lasă-mă să strâng masa. Nu. Tu du-te în salon și studiază puțin claviatura mașinii de scris. Pregitorul o să sosească dintr-o clipă în alta. Cam câți crezi că o să vină azi? Nu cred că o să vină niciunul, mamă. Cum? Niciun auz, niciun pețitor? Atunci s-a întâmplat ceva, un cataclism. Sfârșitul lumii. Nu e niciun cataclism, nici sfârșitul lumii, mamă. Pur și simplu nu am succesul pe care l-aveai tu la Blue Mountain. Da, numai băieți de familie bună. Toți au umblat după ea, toți au vrut-o de nevastă, dar ea nu. Cam așa se petreceau zilele la noi. Ai venit, mama? Eu tocmai exersam. Ai fost la Asociația Fiicelor Revoluției Americane? Ce-a fost la întrunire? N-ai fost la club, mamă? Nu. N-am avut putere. N-am avut curaj. Aș vrut să găsesc o gaură de șarpe unde să mă ascund și să nu mai ies niciodată de acolo. S-a întâmplat ceva, mamă? Mamă, te rog, spune-mi, ce s-a întâmplat? Azi după amiază trebuia să-mi iau în primire noua mea slujbă de la Clubul Fiicelor Revoluției Americane. În drum m-am oprit la școala comercială Rabicam să le spun profesorilor că ești bolnavă și să-i întreb dacă și cum ai progresat în ultima vreme. M-am dus la profesoara de dactilografie și am spus că sunt mama ta. Nici nu știa cine ești. Wakefield? S-a mirat ea. Nu avem nicio elevă cu numele ăsta. Eu am asigurat-o că urmez cursurile lor de la 1 ianuarie. Ah, mă întreb, zicea încele de nume, dacă nu cumva vorbiți despre fetița aceea groasnic de timidă care a dispărut de la cursuri după câteva zile. Nu, îi răspund eu. În ultimele 6 săptămâni, fiica mea Laura a mers la școală zi de zi. Scuzați-mă, zice, și mi-arată catalogul, unde, într-adevăr, era trecut numele tău, iar în dreptul lui toate absențele tale. Nu se poate spune, o greșeală, o confuzie. Nu, zice ea, acum îmi amintesc de ea perfect. Îi tremurau atât de tare mâinile încât nu putea să lovească clapele corect. Iar prima dată, când am pus-o să facă o probă de viteză, i s-a făcut rău de la stomac. Din dimineața aceea n-a mai dat de la noi. Vă să zic că în timp ce eu mă omoram vânzând aparate casnice la Famo și Bar, tu îți dai seama, Laura, $50, 50 cât a costat înscrierea ta, planurile noastre, speranțele noastre și ambițiile mele pentru tine s-au dus toate, s-au dus. Unde te duceai când spuneai că te duci la școală? Să mă plimb. Să mă plimb. Nu-i adevărat? Ba da. Mă plimbam. Te plimbai? În plină iarnă? Cu paltonașul acela subțire? Pe semne că vei cu tot din adinsul să te îmbolnăvești. Și unde te plimbai, mă rog? Tot felul de locuri. Dar mai ales prin parc. Chiar și după ce ai răcit? Între două orele, ăsta era cel mai mic rău, mamă. Mă mai puteam întoarce acolo.
Gândește-te că am vărsat de față cu toți. Vrei să spui că te plimbai în fiecare zi de la 7 dimineața până la 5 după amiază prin parc, numai ca să mă fac să cred că te duci la școală? Din când în când mai intram pe undeva să mă încălzesc. Unde anume? La muzeu. În urmă duceam la cinema. În ultima vreme îmi petreceam aproape toate după amiezele la Julep Box. Și toate astea? Numai și numai ca să mă înșel? Ca să mă minți? De ce, Laura? De ce? Când ești necăjită, ai o privire atât de înturerată încât parcă semeni cu Madonna din tabloul de la muzeu. Lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace. Și acum ce o să facem? Ce o să facem, Laura? O să ne distrăm cu menajeria asta de sticlă? O să ascultăm iarăși, iarăși, iarăși plăcile alea uzate de patefon pe care ți-a lăsat amintire tatăl tău? Da, Laura? Un lucru e sigur. În afaceri nu o să facem carieră. Am renunțat pentru că avem nervi la stomac. Nu ne mai rămâne altceva de făcut decât să depindem toată viața noastră de altcineva. Eu știu foarte bine ce se întâmplă cu fetele nemaritate. La noi în Sud am văzut atâtea fete bătrâne trăind la cheremurul de lor, tolerate ca niște păsări fără cuib, silite să bea toată viața din paharul milinței. E, asta ne așteaptă. Laura, ție nu ți-a plăcut niciodată un băiat? Ba da, mi-a plăcut unul singur. Am dat nu de mult peste fotografia lui. Ți-a dat o fotografie? Nu, a apărut în almanahul școlii. Oh, era elev. Da, îl chema Jean. Uite-l aici, în mascații din Far West. O operetă pe care au jucat-o cei din cursul superior. Jim avea o voce minunată și în fiecare luni, miercuri și vineri, când aveam cor, stăteam în amfiteatru, unul în fața celuilalt. Uite, vezi cum zâmbește? Da. Știi cum îmi spunea? Trandafir albastru. Odată m-a întrebat ce flori îmi plac mai mult și am răspuns că toate, dar dacă ar exista, mi-ar place trandafirii albaștri. El a râs și de atunci nu mi-a mai spus decât trandafir albastru. De câte ori mă vedeam, striga, hello, ce faci, trandafir albastru? Mie puțin îmi păsa că umbla cu o altă fată, una Emily Meisenbach. Emily era fata cea mai cochetă din școală, dar pe mine nu m-a impresionat niciodată. Dar cu el nu cred că a fost sinceră. Se spunea că s-ar fi logodit cu altul, acum 6 ani. De atunci probabil că s-a și căsătorit. Da. Fetele care nu sunt născute pentru a-și face carieră sfârșesc prin a se mărita cu un bărbat bine. Și asta, fetița mea, asta e să faci și tu. Mamă. Da? Ce, Laura? Eu sunt infirmă. Să nu mai spui niciodată cuvântul ăsta, înțeles? Tu nu ești infirmă. Ai doar un mic defect care abia se observă. Iar oamenii care au asemenea mici imperfecțiuni își cultivă drept compensație calitățile. Își accentuează personalitatea, farmecul. Și asta e să faci și tu. Oh. Tatăl tău avea atâta farmec.
După eșecul de la școala, Rebecca, în hotărârea de a găsi un pețitor pentru Laura, a început să joace în planurile mamei un rol covârșitor. Cu timpul a ajuns o adevărată obsesie. Rare ori trecea o seară la noi acasă fără să vină vorba de această nălucă, acest vis. Mama era o femeie și jumătate. Când hotăra un lucru, nu se lăsa până nu-l ducea la bun sfârșit. Pe la începutul primăverii, dându-se seama că avea nevoie de bani în scopul înfrumusețării cuibului și împodobirii păsării, începu o vie campanie telefonică pentru contractarea de noi abonamente la o revistă destinată gospodinelor și intitulată Călăuza femeii în cămin. Alo? Ai dat Scott? Aici Amanda Wingfield. Draga mea, să știi că ne-ai lipsit foarte mult la reuniunea de masă. Probabil n-ai putut să vii din pricina sinuzitei. Ce-ți mai face sinuzita? Oh, mi-am închipuit. Cum? Vai, dar ești o martiră, o adevărată martiră. Apropo, am observat că abonamentul dumitare la Călăuza femeii încă mine este pe punctul de a expira. Da, draga mea, expiră numărul viitor tocmai acum când începe un nou foileton palpitant pe care nu trebuie să-l pierzi pentru nimic în lume. Îți amintești ce senzație a produs pe vremuri pe aripile vântului? Toată lumea nu vorbea decât despre Scarlett. E bine, află că romanul despre care îți vorbesc este comparat de critici cu pe aripile vântului. Este un fel de pe aripile vântului al generației de după război. Alo? Alo? Oftim, a închis. Pe Lucia dracului, cât crezi că am să mai rapt? Te rog să nu juri în prezența mea. Ce-ai nebunit? Am înnebunit. Idiotule. N-am nimic care să mă aparțină, care să fie al meu în casa asta. N-au ce spun să nu urli! Ai mers până acolo, mi-ai confiscat cărțile. Hei, da, am dus înapoi la bibliotecă romanul acela oribil. Schis de obsolatul ăla de Lawrence despre Lady Chatterley. Eu n-am să îngăduie niciodată asemenea cărți în casa mea. Nu și nu și nu și nu și nu. Casa ta, casa ta. Cine plătește chiria? Să nu îndrăznești. Sigur, eu nu am voie nici să vorbesc, nu? De ce știi? Nu vreau să mai aud nimic, m-am săturat. Tom! Tom! Hai să mă ascult până la capăt. N-am să mai ascult nimic, plec. Vino imediat înapoi, Tom! Nici mă gândesc, plec, plec! Tom, Wakefield! N-am terminat de vorbi cu tine. Ah, bine, de nou. Tom! Da. Hai să mă asculți. Și să știi că nu admit nicio brăznicie. La capăt, răbdare! Dar eu... Nu crezi că și răbdarea mea are o limită, mamă? Știu. Pentru tine n-are nicio importanță că ceea ce fac este cu totul altceva decât aș vrea să fac. Îți închipui că... Îmi închipui că ai făcut lucrul de care ți-e rușine. De aceea te porți acum așa. Eu nu cred că te duci la cinematograf în fiecare seară. Niciun om sănătos la minte nu se duce la cinematograf la miezul nopții. Crezi că eu nu aud când vii acasă în zori, împleticindu-te, bombănind de unul singur? Dorm 2-3 ore și pe mă fuși la slujbă mahmur. Mă și întreb, ce fel de treabă ai fi făcând acolo, halul ăla? Treaba mea. Cu ce drept îți neglijezi slujba? Te-ai întrebat ce o să se întâmple cu noi dacă te dă afară? Ascultă, mamă, nu cumva mă crezi îndrăgostit de fabrica de încălțăminte Continental? Crezi că am să-mi petrec 50 de ani de viață acolo între patru pereți de plastic cu tuburi fluorescente? E bine, aș prefera să ia cineva un par și să-mi dea în cap decât să mă mai duc acolo. Și totuși mă duc. De câte ori intri în odaie zbierând acel răsar și strălucește mândru soare, îmi spun, bine, de ce-i morți? Și totuși mă duc, pentru 65 de dolari pe lună, renunț la tot ce am visat să fac sau să ajung vreodată. Și tu spui că sunt egoist, că mă gândesc numai la mine. Vrei să știi ceva, mamă? Dacă eram egoist, cum spui... De mult eram plecat. Tom! Dă-mi drumul. Unde te duci? La cinema. Nu te cred. Mint. Bine, mint. Mă duc să mă destrăbălez. Mă duc în localuri de fumat opiu.
în tavernele viciului și ale crimei. Auzi, mamă? Am intrat în mafia, sunt un asasin plătit. Mi se spune asasinul Wingfield, asasinul... Și duc o existență dublă. Ziua lucrător cinstit la depozit, iar noaptea rece. Temutul rege al lumii interlope. Joc la cazinouri, pierd averi întregi la ruletă. Conduc un grup de case de toleranță în Wall Street. Port mustață falsă, un bandaj negru pe ochi, iar uneori îmi pun favoriți verzi. Înțelege, în asemenea ocazie mi se spune El Diavolo. Dușmanii mei și-au pus în gând să arunce imobilul ăsta în aer. Într-o noapte o să ne arunce pe toți. În ceea ce mă privește, are să-mi pară bine. Am să fiu chiar fericit. Și tu de asemenea. Te vei înălța călare pe o coadă de mătură sus, sus de tot, deasupra lui Blue Mountain, cu toți cei 17 curtezani ai tăi, ca o bătrână vrăjitoare, urâtă, pisăloagă și rea. N-am să-ți mai vorbesc. Până când ai să-mi ceri iertare. Cinema. Atâtea ceasuri la cinema? Știi, a fost un program nemaipomenit. Mai întâi cu Mickey Mouse, apoi un documentar, un jurnal, un film cu Marlene Dietrich și câteva reclame pentru filmele viitoare. A urmat apoi un program de muzică de orgă și paralel o colectă pentru fondul laptelui, care s-a terminat cu o ceartă groaznică între o cucoană grasă și unul din ăștia, din plasatoare. Și a trebuit să rămâi chiar până la sfârșit? Sigur. Stai, că am uitat. A mai fost și un program de varietăți cu un iluzionist grosav, Laura. Unul Malvolio Scamatoro. Da, a făcut fel de fel de scamatorii, unele într-adevăr formidabile. Malvolio ăsta e un tip foarte culant. Ne-a dat și amintiri. Uite. Uite asta. Asta e șarfa lui magic. Ia-o tu, Laura. Stai. O flutur deasupra unei colivii cu canari și apare un vas cu pește aur, da. O fluturi peste vasul cu pește aur și pește se transformă în canari zburători. Da, dar cea mai minunată scamatorie a fost aceea cu sicriu. Au bătut în cuie capacul sicriului peste el și a ieșit din sicriu, fără să clintească un cui, Laura. Scamatoria asta mi-ar prinde bine și mie. Mă scoate din situația asta grea. Tom! Da, de ce să zic? Ai să o trezești pe mamă. Foarte bine, foarte bine. Mă mai răzbun și eu pentru toate acele răsari și strălucește mândru soare. Să știi, Laura, că nu-ți trebuie mare inteligență să ajungi într-un sicriu bătut în cuie. Totul e să ieși din el și încă fără să miști un cui, ha? Tu ai mai pomenit așa ceva? Răsar și strălucește mândru soare. Bine, bine, răsar, dar de strălucit n-am să strălucesc. Laura! Da? Spune-i fratelui tău că e gata cafeaua. Domnul, e aproape 7. Domnule,
o enerva pe mama. Tom, te implor, vorbește în dimineața asta. Da, ea nu vrea să vorbească cu mine, nu? Ea a început. Da, dar dacă îi spui că îți pare rău, uite să vezi care să-ți vorbească. Iar, da? Te rog. Și dacă nu vorbește, ce? Ce? Se scufundă pământul? Te rog, Tom, te rog. Laura, acasă nu ce te-a rugat? Da. Să mă îmbrac și să mă duc eu? Da, mamă, chiar acum. Uite, pun paltonul. Un și mai ce? Nu mai un. Spune-le să-l treacă în cont. Mamă, dacă ai ști ce mutră face băcanul când îi spun asta. Atâta palmă. Multă pasă mie de mutră domnului Garfield. Mamă, eu... mamă, eu te rog să mă ierți. Îmi pare rău. Îmi pare foarte rău de tot ce ți-am spus. N-am vrut să te supăr. Din prea mult devotament am ajuns o vrăjitoare. Mamă. Și acum mă urăsc până și copiii mei. Nu e adevărat. Știu că nu e adevărat. Știu că nu e adevărat, om. Am niște copii minunați. Crezi că eu nu știu? Știu și sunt nespus de mândră și de fericită. Ar trebui să fiu recunoscătoare cerului pentru toate astea. Domn? Da? Făgădește-mi un lucru. Ce anume, mamă? Că n-ai să ajungi niciodată un alcoolic. Nu am să ajung un alcoolic. M-a îngrozit întotdeauna gândul că ai putea să vrei. Te căjezi prea mult, nu dorm. Și asta sunt așa de nervoasă. Îmi dau seama, mamă. An de zile am luptat singură. Acum, Tom, da. Tu ești mâna mea dreaptă. Tu trebuie să te ții tare, să nu te dai bătut. Ia mănâncă tu ceva. Să știi că nu poți munci o zi întreagă cu stomacul gol. Mai ai 10 minute, nu te grăbi. Nu te grăbi, Tom. Tom, eu am trimis-o special pe sora ta în oraș pentru că vreau să discut ceva cu tine. Despre ce vrei să discută, mama? Despre Laura. Despre Laura? Da. Tu știi cum e ea. E cu minte liniștită. Da. Dar apele liniștite sunt adânci. Laura observă foarte multe lucruri și după aceea meditează asupra lor. Acum câteva zile când am venit acasă am găsit-o plângând. De ce? Din pricina ta. Nu, din pricina mea? Îi se pare că nu ești fericit aici acum. De unde i s-a năzărit? Tom, trebuie să recunoști că te poți cam ciudat. Eu nu te judec, Tom, nu te judec. Știu că ambițiile tale nu se pot rezuma la depozit. La asemenea tuturor oamenilor trebuie să faci și tu sacrificii. Cum să spun, Tom? Viața nu e ușoară. Ea cer o răbdare cu adevărat spartană. Doamne, sunt atâtea lucruri în sufletul meu pe care nu ți le pot spune și... Eu nu ți-am spus niciodată, dar... Eu l-am iubit pe tatăl tău. Da, știu asta, mamă. De aceea când văd că mergi pe urmele lui, că vii târziu noaptea, unde-i fost azi noapte, Tom? Laura spune că tu urăști casa asta și ieși în fiecare seară ca să-i vadezi din ea. E adevărat, Tom? Nu. Uite, tu spui că ai atâtea lucruri în suflet pe care nu ne le poți destăinui. Da. Vezi, la fel se întâmplă și cu mine. Sunt lucruri pe care nu ți le pot mărturisi, da, da, ție. Așa încât să ni le respectăm reciproc. Da, Tom, da, da, da. Dar de ce ești atât de neliniștit? Unde umbli nopțile, Tom? La cinema. De ce atât de des? Mă duc la cinema pentru că îmi plac aventurile. Îți dai seama că nu le întâlnesc prea des în munca mea, nu? Și mă duc să le văd în film. Prea multe filme, Tom, prea multe. Îmi plac filmele. Cei mai mulți tineri găsesc aventura în cariera lor. Probabil că cei mai mulți tineri nu lucrează într-un depozit.
Ei, lumea e plină de tineri care lucrează în depozite, în fabrici și în birouri. Și toți aceștia găsesc fericirea în cariera lor? O găsesc? Sau renunță? Da. Eu am plecat. Stai jos. Mamă, am să întârzi. Mai 5 minute, Tom! Auzi, vreau să vorbim despre Laura. Trebuie să facem noi doi un plan, să facem ceva pentru viitorul ei. Gândește-te că e mai mare ca tine cu 2 ani și încă nu știe nimic despre viață. Se plimbă de acolo până acolo și nu face nimic. Tom, eu mă îngrozesc când o văd că umblă așa fără niciun rost. Eu cred că Laura este tipul de femeie pe care bărbații îl numesc femeie de interior. Nu există un asemenea tip. Da, da. La care exista ar fi păcat. Afară de cazul în care ar avea casa ei și un soț. Ce? Oh, trebuie să plec. Sigur. Se merg din ce în ce mai mult cu tatăl tău. Numai el habar n-avea niciodată de nimic. Lipsea de acasă ori întregi, fără să-mi dea nicio explicație. Păi într-o bună zi a plecat și dus a fost. Eu l-am rămas să-ți iau casa. Crezi că n-am văzut scrisoarea pe care ai primit-o de la Marina Comercială? Tu crezi că eu nu știu pe unde îți umblă gândurile? Că doar nu sunt căzută din luna. Foarte bine. N-ai decât să pleci. Dar nu înainte de a-ți lua cineva locul aici. Ce vrei să spui, mamă? Vreau să spun că îndată ce Laura va găsi pe cineva care să aibă grijă de ea, îndată ce se va mărita și va fi la casa ei, ești liber să pleci unde vrei, pe uscat sau pe mare, unde te ori duce pașii sau te-o sufla vântul. Până atunci însă trebuie să ai grijă de sora ta. Nu e vorba de mine, eu sunt bătrân, nu contez. E vorba de sora ta, care e tânără și depinde de noi. Ce vrei să fac, mamă? Am dus-o la școala comercială, a fost un eșec. Se făcea rău de la stomac. Am dus-o la întrunirile ligii tineretului, alt eșec. Nu vorbea cu nimeni. Tom. Și nimeni nu vorbea cu ea. Acum nu face altceva decât să-și piardă vremea cu menajeria asta de sticlă și să asculte preciuzate. Asta e viața, Tom. Bine, dar eu ce pot să fac? Să-ți învingi egoismul. Să nu te gândești numai la tine și la tine și la tine. Auzi, Tom, stai puțin, auzi, Tom, acolo la voi, la voi, la depozit, nu cumva... De ce nu ți-ai pus fularul, Tom? Auzi, nu cumva există un tânăr drăguț? Nu. Ei, nu se poate, trebuie să fie un auzi. Găsește tu unul simpatic, care duce o viață liniștită, care nu bea, și invită la noi pentru sora ta. Ce? Pentru sora ta, să se întâlnească, să se cunoască, nu? Ei, Tom, hai să o faci, așa? Așa, Tom? Tom, te rog, spune da. Te rog, Tom, te rog. Da. E de partea cealaltă a străzii. În seriile lungi de primăvară, ferestrele și ușile rămân deschise. De aceea se aude muzica până aici. E miezul nopții. Luminile se sting, cu excepția unei imense sfere de sticlă atârnată de tavan care se rotește încet, filtrând difuz o lumină irizată cu nuanțe de curcubeu. Da? Tango, ritmuri leneșe, senzuale. Acum perechile ies afară în aproximativa singurătatea străzii și se sărută pe lângă lăzile de gunoi în cabinele telefonice. E o compensație pentru toate. La ce te uiți, Tom? La lună. E luna asta seara? Te răsare deasupra băcăniei lui Galf în căl. Ha, 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 da, o văd. O lună ca un mic papuc de argint. Nu ți-ai pus nimic în gând? Ba da. Ce anume? E secret. Aha, secret. Bine.
Atunci fac și eu pe misteriu asta. N-am să spun nici eu ce mi-am dorit. Pariez că ți-am ghicit dorința. Glumesc. Eu n-am secrete. Vrei să știi ce mi-am dorit? Mi-am dorit succes și fericire pentru copiii mei. Îmi doresc asta ori de câte ori este lună nouă. Și chiar și când nu e lună nouă. Și eu care mă închipuiam că te-ai gândit la un pețitor. Un pețitor. Da, bine. Uiți că mi-ai cerut să-ți aduc unul. E bine, o să avem unul. Cum? În carne și oase. Ai invitat un tânăr să vină la noi? Da. L-ai invitat și a primit? Da. Tom! Tom! E nemaipomenit, Tom! Da. Tom! Vezi, m-am gândit și eu că o să-ți facă plăcere. Și sigur că are să vină? Foarte. Curând? Curând. Tom, termin odată cu stilul ăsta telegrafic și explică mai pe larg. Bine, dar ce vrei să-ți explic? Întâi vreau să știu când vine. Mâine. Nu se poate, până mâine n-am timp. Timp? Pentru ce? Pentru pregătiri. De ce nu m-ai telefonat imediat ce accepta să vină? A, nu. Atunci poate aș fi putut să fiu gata pe când așa? Mamă, nu trebuie să acorzi atâta importanță. Dimpotrivă, Tom, trebuie să acordăm foarte multă importanță. Iar eu îți spun că nu face să te dai atâta peste cap pentru tânărul ăsta. Dar este primul tânăr pe care îl prezentăm surorii tale. Hai, vino să vedem ce putem să pregătim până mâine. Să știi că dacă faci atâta caz, contramandezi invitația și gata. Ferească Dumnezeu! Nimic nu jignește mai mult decât o invitație contramandată. Hai, hai, Tom, să vedem ce putem să facem. Ah, uite, divanul e ca și nou. Am să-i pun o husă așa, de creton înflorată, ca să fie mai vesel. Tom, am comandat o lampă cu picior. Mi-aduce mâine. Am plătit prima rată. Și porm argintăria și fețele alea de masă ale mele, alea vechi, brodate, spălate, scrobite, călcate, tot. Tom! Și trebuie să ne gândim, să ne îmbrăcăm și noi mai ca lumea, nu? Cum spui că-l cheamă? O'Connor. 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 Va să zic că e irlandez. Vinerea mănâncă pește. Mâine vineri fac pește. Și ce face? Lucrează cu tine acolo la depozit? Bineînțeles. Astfel de unde l-aș fi. Tom, sper că nu bea. Dar de ce mă întrebi? Pentru că tatălui tău îi plăcea să bea și ai văzut. Lasă, lasă, nu începe ea. Prin urmare bea. Habar n-am. Interesează-te să știm precis, decât un soț vețit, mai bine fată bătrână. Doamne. De ce te enervezi, Tom? De ce o mulțime te enervezi? De bărbați cunosc, o mulțime de fete, dar asta nu înseamnă că trebuie neapărat să se căsătorească. Și ce slujbe are tânărul acela acolo la voi? Tânărul acela este funcționar la expediție, mamă. Și ce salariu are? $85 pe lună, deci cu $20 mai mult ca mine. Cum ai zis că îl cheamă? James D. O'Connor. Divine de la Delaney. Va să zic că irlandez, da. După ambii părinți, da, da, da. Și zici că nu bea, mă rog. Tom, sper că nu e prea frumos. Nu, nu, nu este prea frumos. E plin de pistrui. Și are nasul cam strâmb. Tom, dar sper că nu e nici prea urât. Nu, nu, nu se poate. Nu e nici urât. Așa, așa, așa. Vreau să te previn asupra unui lucru. Știe, el nu știe nimic despre Laura. Da, da, da. Nu mi-am dat a înțelege că am avea planuri ascunse. I-am spus doar atât. Vrei să vii la noi la masă? El mi-a răspuns, ok. Și asta a fost tot. Pot să jur că a fost așa. Înseamnă că va afla de existența Laurii abia venind aici. Și când o să vadă cât este de minunată, de dulce și de drăguță, o să mulțumească cerului că l-am poftit la noi. Mama, nu trebuie să te aștepți la prea mult. Ce vrei să spui? Laura mi se pare așa ție și mie, pentru că este a noastră și o iubim. Noi nici nu mai observăm că ești capă. Să nu mai spui niciodată cuvântul ăsta. Dar, mama, trebuie să privim lucrurile în față. Laura este șchioapă. Și asta nu e totul. Ce vrei să spui că nu e totul? Laura este foarte deosebită de celelalte fete. Da? Eu găsesc că această deosebire este în favoarea ei. Nu e chiar așa. În ochii celorlalți ai străinilor, ea este îngrozitor de timidă, de complexată. Duce o viață aparte și asta o face să pară puțin cam stranie. Nu mai spune cuvântul ăsta, Tom. Mamă, ia lucrurile așa cum sunt. Laura e stranie. Poți să-mi spui și mie ce găsești tu straniu la ea? Trăiește într-o lume a ei,
o lume de mici bibelouri de sticlă, ascultă mereu plăci vechi de patefon și cam asta e totul. Unde te duci? La cinema. Eu nu cred că te duci numai la cinema. Laura! Laura! Da, mamă! Laura, lasă vasele și vino repede în coace! Hai să-ți spun. Hai să-ți spun ceva în gând. Astăzi are lună nouă. Lună nouă? Da, uite acolo, deasupra lui Garfield. O vezi mică ca un papuc de argint. Uite, uite-te așa la ea, peste umărul stâng și pune ceva în gând. Dorește-ți ceva, Laura? Ce aș putea să-mi doresc, mamă? Fericire. Noroc. Seara următoare l-am adus pe Jim la noi, la masă. Îl știam încă din liceu. Pe atunci Jim era idolul școlii, era un băiat simpatic, înzestrat cu acel dinamism caracteristic irlandezilor. Părea veșnic gata-gata să înfrângă legea gravitației. Trecea prin adolescență ca un meteorit, cu atâta viteză, încât în mod logic te-ai fi așteptat ca la 30 de ani să-l vezi președinte la Casa Albă. Da, se pare că după absolvirea liceului, viteza lui s-a redus din ce în ce. Acum deține un serviciu care nu e cu mult mai bun al meu. Jim era singurul din depozit cu care mă împrietenisem. Eu reprezentam pentru el o anumită valoare. La rândul lui îmi cunoștea secretul. Știa că ori de câte ori nu era de lucru în depozit, mă retrăgeam într-o odăiță de lângă vestiar ca să scriu poezii. Îmi zicea Shakespeare. Și pe când ceilalți băieți din întreprindere mă priveau cu antipatie bănuitoare, Jim îmi manifesta un fel de ironie afectoasă. Animozitatea lor s-a potolit și au început și ei să-mi zâmbească. Așa cum zâmbesc oamenii când văd un câine tuns anapoda. Știam că Jim și Laura se cunoscuseră în liceu. O auzisem pe Laura vorbind cu admirație despre vocea lui. Nu știam dacă el o mai ține minte. La școală Laura fusese tot atât de șteasă pe cât fusese Jim de strălucitor. În orice caz, dacă își mai aducea aminte de ea, nu știa că e sora mea. Fiindcă atunci când am invitat la masă, a zâmbit și mi-a spus: știi, Shakespeare, n-aș fi crezut niciodată că ai o familie. Așa că avea să descopere că, într-adevăr, aveam una. De ce tremuri? Așa. Tu ești de vină. Eu? Da, toate pregătirile astea. De asta e importanța acestei vizite. Sau dacă te mai înțeleg, Laura, pe de-o parte te plângi de atâta plictiseală, pe de-altă parte te opui ori de câte ori încerc să fac ceva care să te distreze. Parcă am urmărit să atragem pe cineva în cursă. Orice fată drăguță este o cursă drăguță. Bărbații știu asta și nu le displace deloc. Eu trebuie să mă duc să mă îmbrac. Nici n-ai să scrizi ochilor când ai să mă vezi. Încă nu-i destul de tuneric, dar nu contează. Pregătește-te! Am să fac o intrare spectaculoasă. Laura! Mama! Laura, îți place? Uite, asta este rochea cu care am condus cotionul și am câștigat de două ori concursul de dans la Sunset Hill. Eram îmbrăcată cu ea când l-am cunoscut pe tatăl tău. În primăvara aceea suferisem de malarie. Aveam mereu temperatură care îmi dădea un soi de amețeală plăcută. Invitațiile nu mai conteneau petrecile, se țineau lanț. Stai în pat, îmi spunea mama. Ai temperatură? Dar eu nici nu voiam să aud. Luam chină și plecam.
ce petreceri, ce dansuri. E atât de frumos acolo mai. De atunci, din primăvara aceea, am sunt atât de dragi narcizele. Și de câte ori vedeam narcize, spuneam, stați, narcize! Și îi puneam pe băieți să le culeagă pentru mine. Ajunsesem de pomină, Amanda și narcizele ei. Și atunci l-am întâlnit pe tatăl tău. Întâi malaria, după aceea narcizele și pe urmă el. Să sperăm că n-au să întârzie prea mult. Eu am dat bani fratelui tău să-l aducă pe domnul O'Connor cu mașina. Cum? Cum ai zis că-l cheamă? O'Connor! Nu-i cumva fostul coleg de liceu al lui Tom? Tom nu mi-a spus nimic, presupun că-l cunoaște de la depozit. Dacă cel cu care vine Tom este el, eu... Hai să mă ierți, Danan, să vin la masă. Ce prostie mai așa asta? La noi, la liceu, era un Jim O'Connor pe care eu l-am cunoscut foarte bine. M-a întrebat nu de mult dacă mi-a plăcut vreodată un băiat. Ți-aduce aminte că ți-am arătat fotografia lui? El e. Vorbești de băiatul pe care mi l-a arătat în revista școlii? Da. Laura, draga mea, nu cumva l-a iubit? Nu știu, mamă. Tot ce știe că n-aș putea să dau ochii cu el. Dar nu cred să fie el. Imposibil. Și chiar dacă este el, ai să vii la masă și gata. Să știi că nu ar să nu vii. Nu, mamă, nu pot să vin. Ascultă, Laura, lasă-mă în pace cu prostiile tale. Destul v-am răbdat toate mofturile și ție și fratele tău. Laura! Draga mea, ușa. Nu, deschide tu ușa, te rog. Ți-am spus că eu... dormitoarele astea proastă. Tocmai acum ți-ai găsit. Stăpânește-te, ce Dumnezeu? Shakespeare am impresia că batem degeaba. Te-ai implor, mamă, du-te tu. Ba nu, tu te duci tu. Nu pot, mi-e greață. Și mie mi-e greață de atâta prostie. De ce nu puteți nici tu, nici fratele tău să fiți normal, nu înțeleg. Vin imediat, numai o clipă. Laura Wakefield, îți poruncesc să te duci, să deschizi ușa. Laura, ți-l prezint pe Jim. Sora mea, Laura. Dar nu știam că Shakespeare are o soră. Îmi pare bine. Dar ce-i cu ea? Ce are? E îngrozitor de timidă. Da? Shakespeare, știi că am să spun o mulțime de noutăți? De pildă? Știi că urmez un curs? Da, auzisem eu ceva. Un curs de oratorie. Arta de a vorbi în public. În 20 de lecții. Adevărul că nici tu, nici eu nu suntem făcuți pentru depozitul ăsta. Mulțumesc, nu știam. Și ce legătură are asta cu oratoria? Are, te pregătește pentru postul de conducere. Ce vorbești? Dacă spune un lucru foarte necesar. În ce privință? În toate, tu te-ai întrebat vreodată care e diferența dintre noi ăștia și cei care stau în biroul direcției? Inteligență, competență, nu, atunci ce? Ce? Un lucru foarte mic. Care? Poziția socială. Dacă vrei să reușești, trebuie să faci față în orice situație și în orice mediu te-ai afla. Tom! Da, mamă? Stai de vorbă cu domnul O'Connor? Da, mamă. Tom! Da? Invită-l să ia loc. Da, ia loc. Mulțumesc. Tom! Da, mamă? Întreabă pe domnul O'Connor dacă nu vrea să se spele pe mâini. Nu vrei să... Nu, mulțumesc. Nu, dar m-am spălat la depozit. S-a spălat la depozit. Shakespeare. Da. Știi că domnul Mendoza mi-a vorbit de tine? De bine. E, tu ce crezi? Fii atent să nu te dea afară. Fii atent. Vreau să găsesc ceva în care să nu mai am de-a face nici cu depozitul, nici cu domnul Mendoza și nici chiar cu cursurile de oratorie. Ia, ce vorbești? Ce m-am vorbești săturat de... până și de filme. Tu de filme? Da, de filme. Toate vedetele astea cu zâmbetele irezistibile care au aventuri peste aventuri. Mie unul mi-ajunge, înțelegi? Oamenii merg la cinema în loc să trăiască. Da, asta până într-o zi. Eu unul m-am săturat, așa că plec. Pleci? Da. Unde? Nu știu, de câte ori împachetez o pereche de pantofi, mă gândesc cât de scurtă este viața. Uite. Ce e asta, o chitanță, ce e ce? M-am înscris. Ce, Uniunea Marinarilor din Flota Comercială? Mi-am plătit taxa de înscriere. Cu banii de lumină. Da, și când o să stai lumina, o să-ți pară rău. Dar n-am să mai fiu aici. Ia stai. Și maică ta? Eu semăn cu tata.
Ia uite-te la fotografie, îl vezi? Îl vezi cum rângește? A coborât să cumpere o pâine și nu s-a întors de 16 ani. Știi ce? Cred că e mai mult gura de tine. Ascultă-mă. Unde sunteți? Aici, mamă. Oh, iată-l veți pe domnul O'Connor. Nici mai nevoie de prezentări. Băiatul meu mi-a vorbit foarte mult despre dumneavoastră. În cele din urmă am spus, domnule Dumnezeu, invită-l odată la noi pe fenomenul ăla. Aveau să-l cunosc și eu pe formidabilul domn O'Connor. Eu nu știu de ce e așa de ursus băiatul meu ăsta al meu. Noi ăștia din sud suntem cu totul altfel. Ce căldură, Dumnezeule, ce căldură. O să ne coacem noapta. Așa că astăzi seară avem un meniu ușor. M-am gândit că un meniu ușor și o îmbrăcăminte ușoară sunt cele mai potrivite pentru asemenea temperatură. Mamă. Da, dragul meu. Ce se aude cu masa? Întreabă-o pe sora ta astăzi, ea răspunde de masă. Da. Spune că murim de foame. Ați cunoscut-o pe Laura? Pe Laura? Da, da, da. Ea e cea care... Care v-a deschis, care... da. Înseamnă că v-ați cunoscut. Să știți că e un lucru foarte rar în ziua de astăzi ca o fată atât de drăguță ca Laura să fie și gospodină. Și Laura nu numai că e foarte frumoasă, dar e și foarte gospodină. Eu, în schimb, nu mă pricep la nimic. N-am fost pregătită pentru așa ceva. Toți pretendenții mei au fost plantatori și fii de plantatori. Și mi-am închipuit că am să mă căsătoresc cu unul dintre ei și am să-mi cresc copii pe o bucată mare, mare, mare de pământ și cu o mulțime de servitori. Dar uite că nu m-am măritat cu un plantator. M-am măritat cu un funcționar la telefoane. Era un om pasionat de călătorii, într-o bună zi a plecat și dus a fost. Și acum călătorește, nici nu știu pe unde. Dar cine a venit să-ți povestesc necazurile mele? Mai bine povestește-mi dumneata pe legumii tale. Deși sper că n-ai. Tom! Da. Gata masa? Gata, e servită. Da, unde ți este surioara? Laura nu se simte prea bine și nu cred că o să vină la masă. Cum așa? Nu se poate. Da. Laura! Laura! Laura, trebuie neapărat să fii la masă. Nu ne așezăm până nu vii și tu. Domnule O'Connor, vă rog, lasă-l până la masă. Aici. Laura! Nu ne face să așteptăm. Nu putem spune rugăciunea până nu vii și tu. Laura? Doamne, dar ți-i te rog cu adevărat. Domn fi drăguț, întinde-o tu pe canapea. Mamă, dar... Eu i-am spus că e prea cald astă seară. Da, ce? Se simte mai bine? Da, e mai bine acum. Cred că acum putem să ne așezăm la masă. Tom, spune tu rugăciunea? Da. Pentru toate acestea și pentru harurile tale, Doamne, îți mulțumim. Domnule Bec Electric! Domnule O'Connor, mă tem că s-a ars siguranța. Domnule O'Connor, poți dumneata să repar o siguranță arsă? Ba, cum să nu, doamne. Unde aveți tablou electric? Deasupra ușii, uite acolo. Da. Vrei să nu te pierdi de ceva, domnule O'Connor? L-ați găsit? Da, doamne, da, sigur. Să știți că toate siguranțele sunt în bună stare. Tom? Da, mamă. Ce ai făcut cu nota de plată a luminii pe care ți-am dat-o acum câteva zile? Cea care a venit cu avertisment?
N-ai plătit-o, trebuia să-mi închipui. Probabil că Shakespeare a scris o poezie pe nota aceea și... Da, mare prostie am făcut să-i o încredințez lui. Cine știe, poate câștigă cu poezia lui un premiu de 10 dolari. 10 dolari sunt totuși. În cazul ăsta nu ne mai rămâne altceva de făcut decât să ne petrecem tot restul serii cam plin secol al XIX-lea, înainte ca domnul Edison să fi inventat becul electric. Să știți că mie mi-a plăcut întotdeauna lumina lumânărilor. O, asta înseamnă că ești romantic, domnule O'Connor. E foarte frumos asta. Tom însă n-are nicio scuză. Tom, drept pedeapsă pentru neglijența ta, ai să vii să mă ajuți la vase la bucătărie. Dați-mi voi să vin și eu să vă ajut. Vreau și eu să vă ajut. Ba da, nu, vreau să zic și eu de folos cu ceva, vreau să vă ajut. Nu se poate, Tom, la vase la bucătărie. Tom, te rog, ascultă-mă. Domnule O'Connor, vreau să vă spun ceva. Să știți că de multă vreme nimeni nu m-a făcut să petrec o seară atât de minunată, domnule O'Connor. Exagerați, doamnă. Nu exagerez deloc. Deloc, da. Laura a rămas singură. Dacă vrei, du-te dumneata în salon și ține-i de urât. Domnul O'Connor, poate izbutezi să o convingi pe Laura să bea puțin vin, cred că i-ar face bine. Să știți că eu sunt un supraom, așa că... Ei, acum, Mr. Tom, șorțul și la bucătărie! Ei, Laura, cum te simți? Mai bine, da? Mai bine. Bravo, asta e foarte bine. Iartă-mă, asta e pentru dumneata. Puțin vin. Mulțumesc. Te rog să-l bei, bea-l tot, nu așa. Hai, curaj, bea-l, Laura. Mai vezi să nu te îmbeți. Iartă-mă, unde să pun sfeșnicul? Te dorești. Da. Dacă l-aș pune aici pe covor, se poate? Sigur. Așa. Mie îmi place să stau pe covor. Îmi dai voie să... Da, te rog. Mulțumesc. Și, dumneata, nu vrei să stai pe covor? Ba da. Și atunci de ce nu stai? Hai, stai. Ia-ți o pernă. Ia-ți o pernă și vină mai aproape. Nu acolo. Ești la capătul lumii. Abia te săresc. În schimb, eu te văd bine. Știu, dar nu e drept să fiu numai eu în lumină. Hai, Laura, hai, vină mai aproape. Așa, bravo. E, vezi, acum te pot vedea. Stai bine? Da. Bravo, și eu stau foarte bine. Foarte bine. Fratele dumitale mi-a spus că ești foarte timidă. E adevărat, ești timidă? Nu știu. Am impresia că ești o fată de modă veche. Să știi că e foarte frumos să fii așa. Sper că nu te-ai supărat că mi-am permis să spun asta, da? Domnule O'Connor, dumneata, mai cânti? Poftim? Să cânt eu? Da, mi-aduc aminte că aveai o voce atât de frumoasă. Nu se poate, cum ai auzit pe mine cântând? Da, chiar foarte des, da. Nu cred că îți mai amintești de mine. Știi că și eu am impresia că te-am mai văzut cândva? Uite, mi-am dat seama asta din clipa în care ai deschis ușa. Mi s-a părut chiar că știu și cum te cheamă, însă numele care mi-a venit în minte nu era de fapt, cum să spun, un nume, așa că... Trandafir albastru? Asta era... Tranda, ca să vezi ce feste ne poate juca memoria, nu făcuse nicio legătură între dumneata și școală. De acolo te cunosc. Nici n-am știut că ești sora lui Shakespeare. Iartă-mă, îmi pare foarte rău. Nu credeam că ai să-ți mai amintești de mine. Ne-am cunoscut atât de puțin. Laura, dar eu cred că totuși noi am stat de vorbă, nu? Da, de mai multe ori. Sigur, și dumneata m-ai recunoscut de mine. Imediat. Îndată ce m-ai văzut... Înainte de cum ți-am auzit numele, am știut că ești dumneata. Extraordinar. Știam că Tom te cunoaște și el puțin din liceu, iar când ai intrat pe ușă...
plecat, am fost sigur. Dar e nemaipomenit, Laura, dar de ce nu mi-ai spus nimic? Nu știam ce să spun, eram uimită. La, ce să spun, povestea e nemaipomenită, e nemaipomenită nostimă. Da, nu-i așa. Stai că noi parcă urmam niște cursuri împreună. Sigur. Sigur că ce anume? Corul. Corul, așa este. Da, corul, și în amfiteatru stăteam în fața dumitare. Exact. Da, în fiecare lună. Miercurea și vinerea, da. Cum îmi amintesc foarte bine. Gata, știu. Laura, cum să... Veneai întotdeauna cu întârziere. Acum da, mi-era greu să urc scările. Aveam la picior aparatul acela care bocănea îngrozitor. Aparat? Și nu mi-am dat niciodată seama ce... Da, când intram erați toți la locurile voastre, trebuia să trec prin fața tuturor. Toată lumea se uita la mine. Și ce? Trebuia să te frământ pentru atâta loc? Știu, dar totuși o făceam. Pentru mine era o imensă ușurare când începeam să cânt. A, extraordinar! Îmi amintesc de dumneata. Îți spuneam trandafir albastru. Erai cam salvatică. Da, n-am reușit niciodată să-mi fac prieteni. Așa, cum așa? Probabil că nu mă pricepeam. Și apoi mai era așa. Și vrei să spui că din picină erai... Da, într-un fel asta m-a izolat de ceilalți. Laura, dar n-ar fi trebuit. Știu, dar nu puteam altfel. De asta era așa de sfioasă, de... Încerca să mă schimb, dar n-am izbutit. Să-ți învingi timiditatea, este? Da, dar n-am reușit niciodată. Laura, eu totuși cred că timiditatea se poate învinge. Puțin câte puțin, dar se poate învinge. Oamenii să știi că nu sunt atât de înfricoșători când îi cunoști mai bine. Fiecare, dar absolut fiecare și are problemele lui, crede-mă. Toți le avem pe ale noastre. Acum chiar crezi că e singura dezamăgită? Hai, Laura, hai, uite-te puțin în jur și vei vedea o mulțime de oameni la fel de dezamăgiți. Uite, de pildă eu, îți dau un exemplu. Când eram în școală chiar, aflu că eu mă închipuiam că voi ajunge mult mai departe decât am ajuns. Pe cuvânt. Îți mai amintești de... Sau nu îți mai amintești? De articolul acela, mă rog, elogios, la adresa mea din revista asta școlii. Făclia, exact, uite, Făclia, pe acolo, acolo se spunea că sunt un tânăr de mare viitor, că voi izbuti în orice domeniu, că... Nu se poate, ai păstrat făclia. Extraordinar, ia două, să ne uităm puțin. Hai, ia uite. Da, unde, aici ești dumneata. Unde e? Aici, în mascații din Far West. Extraordinar, așa e. Tu știi că aici cântam rolul baritonului. Ce voce minunată. E, nu, lasă, nu mai... Ba da, minunată. Am fost la toate spectacolele. Nu mai spune. Da. Cum, la toate, trei? Da. Formidabil. Dar de ce? Voiam să-ți cer un autograf pe program. Cum și de ce nu mi-ai cerut? Erai întotdeauna atât de acaparat. Încât nici nu aveam... Dar ar fi trebuit să poate așa... Și apoi mi era frică să nu crezi... Să nu crezi ce? Ce să... Stai, gata, știu. Așa e. Pe vremea... Pe vremea ce eram literalmente asediat de fete, așa. Ce nebun. Eram și puțin cam răsfățat, dar mă rog. Toată lumea te iubea. Da? Și dumneata? Eu, da, și eu. Laura, dă-mi te rog program. Așa. Poftim. Mai bine mai târziu decât niciodată. Îți mulțumesc. Ești drăguț. Nu, acum să știi că semnătura mea astăzi nu prea are mare valoare. Da, poate că într-o zi, cine știe, valoarea ei va crește și atunci... Să știi că a fi dezamăgit este un lucru, a fi descurajat este altul. Eu sunt dezamăgit, Laura, dar nu descurajat. Și ce mai știi despre Emily Meissenbach? Despre cine? Despre Emily? Insipida aia. De ce îi spui așa? Pentru că era insipidă. Vă mai vedeți? Noi, cumva, nu ne-am mai văzut de atunci, gata. Dar se spunea că ați fi logodiți. Știu, dar să știi că nu m-am lăsat prins. Așadar, nu era adevărat? Ba, era adevărat. Dar numai în imaginația ei optimistă, Laura, lasă-mă. E așa o poveste. Spune mai bine, ce ai făcut după ce ai terminat liceul? Nu m-am mai dus. Nu te-ai mai dus? Nu. Adică ce vrei să spui că ai renunțat la... Am luat note proaste la ultimele examene. Și nu te-ai mai dus? Stai, totuși că trebuie să fi făcut ceva în acești ani. Cât sunt? 6? Da. Ai de mine, 6 ani. Atât de lungi. Într-adevăr, au fost lungi. Extraordinar cum a trecut. Și ce ai făcut? Am urmat un curs comercial la un colegiu. Bravo, cum a mers?
prea mers. A trebuit să mă las. Îmi făcea rău la stomac. Da? Și... și acum ce faci? Nu fac mare lucru. Dar să nu-ți închipui că stau degeaba. Menajeria mea de sticlă mi-a o mulțime de vreme. Sticla cere întotdeauna o foarte multă grijă. De colecția mea vorbeam. Complex de inferioritate. Dumneata suferi de un complex de inferioritate. Adică te subestimezi, Laura. Iartă-mă, dar eu înțeleg foarte bine asta, fiindcă și eu am suferit de un asemenea complex. Deși, mă rog, cazul meu nu era atât de serios cum poate să fie al dumitale, să știi, Laura, eu n-am scăpat de el decât atunci când am început să studiez oratoria. Oratoria, Laura, da. Și pe când îmi cultivam dicția, am descoperit că am aptitudini și pentru știință, mai exact pentru electrodinamică. Știi că până atunci nici nu bănuiam că aș putea avea vreun talent deosebit, nimic. Însă ca să vezi, un prieten, e așa, un prieten îmi spune că mă pricep să analizez sufletul oamenilor mai bine decât psihiatri de profesie. Nu, nici așa, nu pretind eu că ar fi adevărat, dar un lucru e sigur. Laura, eu înțeleg sufletul omenesc. Cam asta ar fi, după părerea mea, principalul motiv al necazurilor dumitale. Lipsa de încredere în dumneata. Să știi că mi-am întemeiat această părere pe o serie de răspunsuri pe care mi le-ai dat. Mă rog, sigur că și pe unele observații de ale mele. De pildă, bocănitul acela de care vorbeai și care te tortura în timpul școlii. Da. Zici că ți era groază să intri în clasă. Da. Păi îți dai seama ce ai făcut, Laura? Ai abandonat școala. Ai renunțat la studii din cauza unui bocănit care, după cât îmi amintesc, era aproape inexistent. Dumneata, sigur că ai așa un mic defect fizic, atâta tot, nimic. Uite, dacă spun că nici nu se observă, dar uite imaginația dumitale cum l-a exagerat, l-a amplificat de mii de ori. Știi ce? Am să-ți dau un sfat. Laura, închipuiește-ți că le ești superioară celorlalți prin ceva. Prin ce le-aș putea fi superioară eu? Ce mai Laura să poată? Dar uite-te puțin în jur, ce vezi? O mulțime de oameni obișnuiți. Toți s-au născut, toți vor muri. Ia gândește-te, câți dintre ei au măcar, cât să spun eu, uite, a zecea parte din calitățile dumitale. Sau ale mele, nu? Dacă stăm să ne gândim bine. Sau la oricui. Și ai drăgi, dar fiecare om are cât un talent. Iar unii au chiar mai multe. Însă totul e să descoperi care. Care e, știi, de pildă, uite, eu studiez oratoria, ca să nu mai vorbim că am o slujbă de răspundere la depozit și totodată urmez și un curs serial de radiofonie. Fiindcă eu cred în viitorul televiziunii, Laura, da, al televiziunii, vreau să fiu gata să mă dezvolt odată cu ea. Știință, jap, bani, jap, putere, jap, iată sfânta treime a democrației noastre americane. Mi se pare mie că mă crezi că am închipuit. Hai să vorbim despre dumneata. Dar nu e nimic care să-ți placă în mod deosebit. Ba da, ți-am spus că am o menagerie de sticlă. Iartă-mă, nu înțeleg ce-i cu menageria asta. Da, uite, am o colecție de mici animale lucrate din sticlă. Cele mai mici din lume. Da, mama îi spune menajeria de sticlă. Vrei să vezi? E unul, uite, dintre cei mai bătrâni. Are aproape 13 ani. Dai voie să... Fii atent! Ce? Nu, și o suflare poate să-l spargă. Wow, ce bine că mi-ai spus că eu sunt cam nen de mânate și le fac... Nu, de ce? Ia-l! Ia-l, te rog! Am încredere în dumneata. Da? Așa. Ridică-l în sus. E atât de fericit la lumină. Uite cum se irisează. Da, într-adevăr, e frumos. Da. N-ar trebui să fiu părtinitoare, dar e favoritul meu. Oh. Iartă-mă, dar ce animal e asta? Nu. Cum, dar n-ai observat că are un singur corn în frunte? Ăsta e... Asta cum îi spune, stai că să nu spui că spun eu, inorog! Da! Inorog!
noroc. Ia să-i să ne o specie care parcă în zilele noastre a dispărut sau... Urât trebuie să fie singur aici între... Da, da, chiar când se plictisește, nu se plânge. Stă cu câțiva căluți care n-au coarne, dar se împacă toți foarte bine. Dar de unde știi? Nu i-am auzit niciodată certându-se. A, da, asta e o dovadă sigură. Unde să-l așez când vreau să... Pe masă, pune-l pe masă. Din când în când îi place să mai schimbe locul. Hei, Laura, ia uite, Laura. Da? Uite ce umbră mare fac când mă întind, ia uite. Adevărat. Acoperă aproape tot tavan. De unde se aude muzica? De la Paradis, barul de peste drum. Ah, la Paradis, la... Miss Winfield, n-ai vrea să dansăm puțin? Bine, da. Ah, stai, nu mai e loc, eu... nu mai e loc în caretul dumitale de bal. Nu, dăm voie să mă uit puțin, dăm voie, ia să vedem. Ia să vedem. Oh, într-adevăr, toate dansurile sunt făgăduite. Ce să fac, nu rămâne decât să șterg un nume și să-l scriu pe al meu. Vals. Nu, eu nu pot dansa. Iar complexul de inferioritate, iar complexul de inferioritate. Nu știu, n-am dansat niciodată. Laura, te rog, încearcă. Nu e nimic. Eu nu sunt de sticlă. Lasă-te condusă de mine. Ține brațele puțin întinse. Uite, ăsta ceva mai sus. Mai, așa. Nu, stai, nu stați acolo, nu, e locul cel mai important. Lasă-te ușor, nu, ascultă-mă, lasă-te în ritmul dansului, Laura. Așa. Nu, te rog, nu stați acolo, mai ușor, mai suplă. A, uite, acum merge mai bine, bravo, mult mai bine. Așa, la... Hop, de ce m-am lovit? Mi se pare că am răsturnat ceva. Da. Sper că nu era căluțul cu un singur corn. Ba da. S-a spart. Da, acum este la fel ca toți ceilalți. Laura și-a pierdut cornul. Dar nu are nicio importanță. Poate că din potrivă e un semn bun. Îmi pare rău, n-ai să-mi iezi niciodată. Era bibelou dumitale favorit. Nu, te rog să... nu am niciun favorit. Nu, așa că nu e nicio tragedie. Vai, Laura, serios. Ce vrei, sticla e atât de fragilă. Uneori când trece câte un camion pe stradă, etajerele încep să tremure și lucrurile cad unele peste altele. Totuși, îmi pare nespus de rău că eu sunt pricina. Ți-am spus că sunt îndemnate. Nu, am să mă închipui pur și simplu că a fost opera. Te rog, poftim? Da, mi s-a tăiat cornul ca să se simtă mai puțin bizar. Acum se va simți mai bine alături de ceilalți care nu au coarne. Laura, îmi pare bine că ai simțul umorului. Laura, să știi că ești foarte deosebită, uluitor de deosebită de toate fetele pe care le-am cunoscut până acum. Iartă-mă să nu te super că spun asta, ți-o spun așa ca un compliment, să știi. M-ai făcut să mă simt, cum să spun eu, adică nu știu cum să merg. Uite că de obicei mă exprim foarte ușor, dar acum de data asta nu știu cum să încep. Da. Laura. Da. Ți-a spus vreodată cineva că ești frumoasă? Ei bine, ești frumoasă. Într-un fel cu totul deosebit, dar ești. Uite ce frumoasă ești. Cum adică frumoasă? Dar ce am eu frumos? Totul. Laura, să știi că sunt sincer și îți vorbesc din inimă. Am observat că e un complex de inferioritate care te face să te simți prost în societatea oamenilor. Eu vreau să te vindec. Ai nevoie, înțelegi? Ai nevoie de cineva care să-ți dea încredere în tine, să te facă să fii mândră, să ții capul sus, în loc să fii timidă, să-ți pleci mereu ochii și să roșești. Cineva ar trebui să te sărute, Laura. Ce nebun sunt, total nebun. Laura, nu fumezi? Nu? O bomboană? Știi că în buzunar meu găsești de toate, am... Laura, iartă-mă, vreau să spun ceva. Dacă aș avea o soră ca tine,
aș face același lucru ca domnul. I-aș prezenta tineri simpatici și de treabă, printre care să-și poată găsi un soț. Numai că, cum să spun, eu vezi cu mine, n-a prea nimerit-o. Poate că n-ar trebui să-ți vorbesc, poate că Tom nu s-a gândit la așa ceva când m-a invitat aici, deși altfel ce-ar fi făcut-o, mă rog, nu e niciun rău în asta. Singurul impediment în cazul meu este că eu nu sunt în situația de a face ceea ce așteaptă el de la mine. Eu, Laura, eu nu pot să-ți cer numărul de telefon și să-ți făgăduiesc că am să te chem. Nu pot să-ți telefonez săptămâna viitoare ca să-ți dau o întâlnire. M-am gândit că e mai bine să-ți explic situația ca să nu înțelegi greșit și ca să nu fii jignită. Hai să mai fii pe la noi? N-am să mai vin pe la voi. Laura, nu pot să vin. Așa cum începusem să-ți explic, eu nu sunt liber. Sunt în vorbă cu o fată. Da. Nu ies decât cu ea, o cheamă Betty. Da. E o fată, cum să spun așa, e o fată de interior. E ca tine, exact ca tine. E irlandeză, catolică, cu minte și în multe privințe mi-e băcat minunat. Am cunoscut-o vara trecută și de la început am înțeles că asta e dragostea. De când m-am îndrăgostit, mă simt alt om. Laura, puterea dragostei este ceva formidabil. Așa, și s-a întâmplat ca mătușa lui Betty să se îmbolnăvească, i-a telegrafiat și Betty a trebuit să plece, așa încât atunci când Tom m-a invitat la masă, eu am acceptat invitația fără să știu că el m-am curcat. Laura, te rog, spune ceva. Vrei să-mi dai mie? De ce? O amintire. Hei, copii! Ce părere aveți? Ce ai minunat acum după ploaie? Uite, v-am făcut o băutură răcoritoare. Jim! Da. Cunoști cântecul acela despre limonadă? Limonadă specială pentru blonde, pentru brune, limonadă cu băială pentru fetele bătrâne? Nu, dar prima oară nu l-am auzit până acum. Laura, dar de ce ești așa de gravă, draga mea? Am discutat lucruri grave și din cauza asta. Asta e bine, înseamnă că vă cunoașteți mai bine, da, foarte, oarecum, foarte bine. Oarecum. Voi, tinerii de azi, sunteți cu mult mai serioși decât cei din generația mea. Eu, când eram tânără, eram foarte veselă. Doamne Wichel, să știți că nu v-ați schimbat deloc. Ba da, nu vă spun. Asta seară este pentru mine sărbătoare, domnule Conor. Ați vărsat... am avut o bătătoare. Dați-mi voie să vă permiteți. Am descoperit că mai aveam niște vișine și învișinată și am turnat-o cu vișine. Da, nu trebuia să vă deranjați, doamnă, dar v-ați deranjat prea mult. Nu, dar nu m-am deranjat deloc, dimpotrivă. Mi-a făcut foarte mare plăcere. Tocmai îl certam pe Tom că nu s-a gândit să te poftească niciodată până acum. De mult ar fi trebuit să te aducă la noi. Acum, de vreme ce cunoști drumul, va trebui să vii mai des, da. Să fii unul din obișnuiții casei. Să vezi ce bine o să petrecem împreună. Eu acum am plecat. De ce? Stați. Eu știu unde mi-este locul când cei tineri au de discutat lucruri grave. Doamne, vă rog, cel care trebuie să plece acum, eu sunt. Nu se poate, domnule. Nu se poate. Știu. Cum să pleci acum? Glumești, domnule O'Connor. Suntem abia la începutul serii. Știu, îmi pare rău, dar n-am ce face. Înțeleg, știu. Ești un om serios care muncește și respectă orele de somn. Foarte frumos. Da. Te lăsăm să pleci astă seară mai devreme, dar numai cu condiția ca data viitoare, când vii, să rămâi mai târziu. Da. Vă spune când mai vii pe la noi. Ce seară îți convine mai mult? Eu cred că pentru voi care munciți sâmbătă este cea mai potrivită. E adevărat, numai vedeți că eu, doamnă Uchil, pontez de două ori pe zi. O dată dimineața și o dată seara. Dar ești ambițios, tinere domn. Da. Lucrezi și noaptea? Nu e vorba de asta. E vorba de Betty. Betty? Cine este această Betty? Este logodnica mea. Și ceva serios, domnule O'Connor? Da, ne căsătorim în a doua duminică a lunii iunie, doamnă Wichfield. E foarte frumos. Mulțumesc. Dar Tom nu ne-a spus că ești logodit. Da, nu, de fapt celor de la depozit nu ne-a spus. Știți cum sunt, Romeo în sus, domnul Jean în jos. Nu mai scap de ei și atunci
Iertați-mă, a fost o seară minunată, doamnă Wickfield. Vă mulțumesc pentru această... pentru această mostră de ospitalitate a Sudului despre care se vorbește atât de mult. Oh, dar n-a fost nimic deosebit, domnule Cunu. Vă rog să mă credeți. Atunci, la revedere, domnule Cunu. La revedere, domnule Michel. Vă doresc noroc, fericire și succes. Toate trei la un loc. Și Laura vi le dorește și ea. Nu-i așa, Laura? Da, mamă. La revedere, Laura. Voi păstra această amintire ca ceva de mare preț. Și nu uita sfatul pe care ți l-am dat. Doamnelor, noapte bună. În viață totul se sfârșește așa de trist. Laura! Oprește patefonul. Nu pot să ascult. Va să zic așa. Pețitorul nostru era logodit. Tom! Da, mamă? Vino puțin, vreau să spun ceva foarte nostim. Da, mamă. Cine a plecat? Frumoasă farsă ne-ai făcut. Nu înțeleg. Ce farsă? De ce nu ne-ai spus că era logodit? Jim logodit? Chiar el ne-a informat despre asta din aur. Să mă ia naiba dacă am știut ceva. Tu niciodată habar n-ai de nimic. Da. Unde te duci? La cinema. Foarte bine! Du-te la cinema! După ce ai să pune în râs, te duci la cinema! Muncă, pregătire, cheltuială, rochea Laurii! Pentru ce? Ca să distrăm pe logodnic cu altuia. Foarte bine. Du-te la cinema. Nu te mai gândi la noi. O mamă părăsită. O soră nemăritată. Și șchioplă. Și pe deasupra. Și fără slujbă. Foarte bine. Foarte bine, du-te la cinema. Du-te în lună. Capacul unei cutii de pantofi. Am plecat acasă. Am coborât pentru ultima oară treptele scării de incendiu. Și de atunci am mers pe urmele tatălui meu, încercând să regăsesc în mișcare ceea ce pierdusem în spațiu. Am călătorit foarte mult. Orașele treceau prin fața mea ca niște frunze moarte. Frunze viu colorate, dar rupte de pe ramuri. Aș fi vrut să mă opresc, dar parcă mă urmărea ceva. Ceva care era ca întotdeauna pe neașteptate. Uneori era un cântec cunoscut, alteori doar un ciop de sticlă străvezie. Merg câteodată noapte.
Artistă emerită: Laura Valeria Seciu, Tom Emil Hosu, Jim Virgil Ogășanu. Asistența tehnică: Anca Staud și Laura Niță. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Constantin Dinischiotu.